ocazie, dar astăzi suntem special pentru dumneavoastră și cred că nu mai are rost să ne prezentăm, că deja ne cunoașteți. Vai, dar sunteți minunată astăzi, într-o zi așa sfântă, că purtați numele de Maria. La mulți ani, vă spun din suflet, haideți să vă îmbrățișez. Ce emoționată sunteți! La mulți ani, la mulți ani! Haideți să vă dau un tort așa frumos, că meritați la câte emoții aveți. Și avem și un buchet de flori așa pentru dumneavoastră, pentru că astăzi înfloriți așa, pentru că este o mare, mare sărbătoare. Haideți să vină cineva să o ajute cu floricelele, da? Și bineînțeles, dacă este sărbătoare, nu lipsește nici șampania. Că probabil când bem câte un paharel, ne mai veselim, nu mai plângem, da? Haideți să rugăm pe bunicuța, vă rog frumos, să o ajutați cu șampania? Bun, haideți să-mi spuneți așa printre lacrimi, din partea cui credeți că vine această surpriză? Haideți să o lăsăm pe ea! De la toți cei care simt că mă iubesc. Da, nu, deci... nu. Aveți ceva persoane dragi în viața dumneavoastră? Familia, da? Da? Dinere, fată, băiat, noră. Wow, câte persoane! Mă iubesc. Dar să știți, nu te iubește, fă. Dar să știți că sunteți cam unica așa care ziceți că ginerele vă iubește. Cam rar soacră să auzim așa. Bun, haideți că nu vă mai țin pe jar. Ascultăm melodia și după aia îmi spune sigur dacă este ginerele sau nu, sau nora. Haideți să ascultăm. Să-i pusul meu mare, plânge de-a fost.
Lasă-o acolo, că mă duc eu la ea. Doamna Maria, să știți că acum o să vă emoționați și mai mult, pentru că avem un mesaj sincer, așa, din partea copiilor dumneavoastră, pentru că și ginerele și Nora acum sunt ca și copiii dumneavoastră. Haideți să ascultăm mesajul. La mulți ani, scumpă mamă, azi că este o zi specială pentru tine, iar noi avem această ocazie în care să spunem cât de mult te iubim și cât de mult ești importantă pentru noi. Să știi că îți mulțumim că tu ai fost alături de noi și în clipe grele și în clipe ușoare și noi îți mulțumim pentru acest lucru. Să știi că ai o valoare foarte, foarte mare în ochii noștri. La mulți ani sănătoși, plin de iubire îți dorim, scumpă mamă. Surpriza vine din partea fiului, fiica, Nora, ginerele, care au un respect deosebit pentru dumneavoastră. Iar acum, haideți să invităm pe toți să-i cântăm Doamnei la mulți ani. Dacă ar vrea și Cosmin, da? Cred că n-am greșit. Cosmin? Haideți să-i cântăm la mulți ani. Hai, Franci, pe cântarea mult, dai. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască la mulți ani. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască la mulți ani. Haideți, stai, vă rog! Cine să trăiască, dar nu știi, cine să trăiască la mulți ani. Maria să trăiască, Maria să trăiască la mulți ani. La mulți ani, Maria! La mulți ani! 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 La m